În Patriarhia Română, anul 2014 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române an comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Ca o rememorare a activităților de anul trecut, la editura Basilica a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel albumul Jertfa lor, Lumină peste veacuri, care cuprinde articole despre personalitatea Sfântului Constantin Brâncoveanu Lucrarea sa actitoricească administrativă, bisericească și culturală, jertfa lui și a familiei sale și hotărârea Bisericii Ortodoxe Române pentru canonizare. De asemenea, cartea cuprinde fotografii de la pelerinajul istoric din 1934, dar și de la pelerinajele din 2014, la care au luat parte actualii membri ai Sfântului Sinod, ierarhi din străinătate, preoți, diacon și mulțimea credincioșilor o mărturie directă a cinstirii aduse lucrării Harului lui Dumnezeu în oameni. Volumul poate fi cumpărat de la librăria cărților bisericești, intrarea Miron Crista numărul 6, magazinul Ortodoxia, calea Victoriei numărul 45 lângă Biserica Crețulescu, galeriile Cuvântul Vieții, calea Victoriei numărul 28, magazinul Libreria Ortodoxă, bulevardul Regina Maria numărul 1, sau prin comandă pe internet la adresa magazinarondeditura-patriarhiei.ro.